Mări să fie în această dimineață. Mări să fie Domnul în această dimineață. Amin. Trăiască Iisus. Aleluia. În această dimineață, dacă ați ales să fiți în casa lui Dumnezeu, ați făcut cel mai bun lucru din viața dumneavoastră. În această dimineață suntem alături de dumneavoastră pentru că Dumnezeu prin Duhul Sfânt ne-a unit. În așa fel încât să trăim într-o armonie sfântă, plăcută și desăvârșită a voii lui Dumnezeu. În această dimineață noi credem că Dumnezeu este prezent în locul acesta. Amin. În această dimineață credem că Duhul Sfânt este prezent în locul Aleluia. Acesta. Și mai mult de atât, aș vrea să vă spun că Duhul Sfânt nu numai că e prezent, dar și vorbește cu ființa umană. Dumnezeu vorbește cu om. În această dimineață nu este mai mare bucuria decât Dumnezeu să vorbească cu om. În această dimineață vreau să vă motivez la o rugăciune sau o învățătură în care Dumnezeu să ne vorbească, să înțelegem ce are de gând Dumnezeu cu noi. Aș vrea să vă spun că Dumnezeu în această dimineață ne iubește pe toți în locul acesta. Da. Și aș vrea să fiu foarte scurt. Câteva cuvinte și apoi aș vrea să fiu foarte scurt. Mai sunt frați, timpul este foarte scump și vreau ca Dumnezeu să-și facă lucrarea. M-am rugat încă în Augsburg, înainte ca să fiu în locul acesta și am zis, Doamne Iisuse, când vom ajunge în Of, te rog frumos, ajută-ne ca noi să ne dăm la o parte ca oameni și vină tu, Doamne Iisus. În această dimineață, dacă vine Iisus, în locul omului lucrează. În această dimineață vrem ca noi oamenii să dăm la o parte și să dăm întâietate lui Dumnezeu. Acelui care la vremea hotărâtă o știu să întindă frânghia peste pământ, El l-a așezat, El a făcut stâlpi și a făcut ca ființa umană, a făcut ca chipul și asemănarea Lui să locuiască pe El. Și în această dimineață Dumnezeu și-a ales oameni care după pământul pe care El și-l-a trasat, frânghia care a așezat-o și pe care El a așezat stâlpii, Dumnezeu ne vorbește că trece o vreme și va nimici. Dar Dumnezeu spune că vă construiesc un alt cer pentru voi. Ăsta e noul Ierusalim care se coboară din cer. Aleluia. Și Dumnezeu astăzi își culege flori de pe pământ. Aleluia. Își culege oameni de pe pământ. Știți de ce, dragii mei? Aleluia. Pentru că noul Ierusalim care se va coborâ din cer, tu și eu să fim acolo. Aleluia. Și în această dimineață nu este har mai mare decât Aleluia. Să fii numit cetățean al cerului. Aleluia. În această dimineață vreau să vă spun că cei care candidează și care astăzi o hotărât Dumnezeu, nu voi, să intrați în apa botezului, este că Dumnezeu a făcut actele înainte ca voi să cunoașteți actele de înviere. Trăiască Domnul! Aleluia! Trăiască Iisus! Aleluia! Trăiască Domnul slavă! Dumnezeu a încheiat un contract, dar fără să știți voi. Și Dumnezeu a plecat la fiecare și a spus așa. Te numești cu tare, cu tare, cu tare, cu tare și cu tare. Și Dumnezeu a scris cu mâna Lui, perforat. Are o stat pe cruce, în nașița soarelui, între cer și pământ. Și a spus, Tată, iartă că nu știe ce fac. Fără să știe candidații botezului, Dumnezeu a spus, voi sunteți ai mei, vă înfiez de pe pământ. Să nu mai fiți pământeni și să fiți oameni cerești. Trăiască Domnul! Trăiască Iisus! Și în această dimineață s-a deschis contractul sau s-a deschis dosarul. Și în această dimineață am văzut cu ochii mei și acum cunosc persoanele care le-au înfiat Dumnezeu. Și iată-le aici. Aceste persoane sunt înfiate de Dumnezeu și vreau să vă spun, nu mai sunt pământești, ci sunt ale Dumnezeu. Și dacă ei vor păstra legământul curat, îl vor vedea pe Regele Suprem. Regele Regilor. Foarte scurt, aș vrea să mă leg de ceea ce frații au deschis un subiect foarte scurt. Și aș vrea să dau câteva cuprinsuri, dragii mei. Domnul să vă binecuvânteze. Au vorbit frații din Fapte, capitolul 8. Știți ce acolo? Exista un fame care era cu mare vază la împreoteasă, asta avea de toate. Avea bani, coordonat, unul pe alte cuvinte. Și auziți, omul acesta a auzit vorbindu-se despre Dumnezeu. Și omul acesta a făcut un efort și a zis, nu sunt mulțumit cu cele pământești. Și vreau să-L întâlnesc pe Dumnezeu care este real, Dumnezeu care este adevărat și Dumnezeu care mântuie ființa umană. Și auzi ce face omul acesta. Dar dacă vreau să mă întâlnesc cu Dumnezeul acesta, trebuie să depui efort și sacrificiu. Trebuie să depui efort și sacrificiu. Și omul acesta ce face? Iese să pune în car
și sacrificiu vine până la Ierusalim. În această dimineață pentru voi Dumnezeu spune, faceți efort și sacrificiu. Ca să fii mântuit trebuie să faci și efort și sacrificiu. Și câteva cuvinte ce înseamnă efort și câteva cuvinte ce înseamnă sacrificiu și apoi să înțelegeți. În primul și în primul rând, efortul e că voi din timpul vostru trebuie să-i dați lui Dumnezeu și să veniți la biserică. Dumnezeu vrea timpul tău să petreci alături de El. Apoi, sacrificiu. Dumnezeu să faci sacrificii pentru Dumnezeu. Nu numai că distribui sau că cortonești lucrarea sau poate că pe viitor Dumnezeu te va face un lucrător. Dar Dumnezeu vrea să faci sacrificii. Dacă până astăzi ai intrat în grâșmă, de astăzi faci sacrificiul, nu mai intrat în grâșmă. Dacă până astăzi ți-a plăcut să te distrești și ai mers la discotecă, de astăzi nu te mai duci la discotecă. Dacă până astăzi ți-a plăcut anturajul și ai avut prieteni care, pot să zic, periculoși într-un sens al cuvântului, ca să înțelegeți dumneavoastră și voi, Dumnezeu spune, fă sacrificiu și rupe acele lucruri. Dacă până astăzi s-au făcut țigările sau drogurile, la unii din fiecare dintre noi aș vrea să vorbesc la modul general, nu numai lor, de astăzi Dumnezeu spune, rupe cu aceste lucruri. Dacă până acum poate că ți-au plăcut să alegi locuri nepermise, potrivite voie lui Dumnezeu, Dumnezeu spune, fă efort și lasă-te și fă sacrificiu, lasă-te aceste lucruri. Dumnezeu vă vrea curați. Dumnezeu vă vrea adevărați pentru El. Măriți să fie numele Domnului Iisus Hristos. Ia uite ce spune cuvântul Domnului. Cine dorește să scapă viața, va pierde. Dar cel ce și va pierde pentru Hristos, o va câștiga. În această dimineață, voi ați pierdut viața pentru anturaj. Ați pierdut trăirea pentru beție. Ați pierdut trăirea pentru distracție, pentru toate lucrurile murdare. Dar ați câștigat pe Iisus Hristos. Și un om care este mort în Iisus Hristos nu poate să păcătuiască. Pentru că dacă există un om mort într-o căpere, ăla nu mai bea, nu mai fumează, nu se mai uite după multe lucruri, după, de fapt, de nimic. Și ăla este un om mort. Dacă te duci la un om mort care este în ladă și îi spui, mă, n-aș iubia, ăla nu se răspunde nimic, ăla e mort pentru păcat. În această dimineață voi ați murit pentru păcat, ați murit pentru anturaj, pentru toate lucrurile spurcate și ați înviat pentru Iisus Hristos din Nazaret. Și în această dimineață biserica să zică, trăiască Domnul. Vreau să vă spun încă din nou, voi dacă ați ales lucrul acesta, Dumnezeu spune, cel ce va răbda până la sfârșit, acela va primi cununa vieții. Cel ce nu se murdărește până la sfârșit, acela va intra la nuntă. Cel care nu face lucruri sporcoase, lucruri murdare, până la sfârșit, acela va sta la masă cu mielul sfânt, cu mirele. Mirele acela care spune Scriptura, pentru mine și pentru tine o părăsit slava cerească și auziți, o venit pe pământ. S-au dezbrăcat de tot ce era dumnezeiesc și-au luat chip de rob. Pentru ca prin suferințele lui, eu și tu, să avem parte acolo sus în cer. Grăuntele care au căzut din cer, care este Iisus Hristos, au căzut pe pământ și spune la oameni, dacă nu se va stinge, dacă nu va muri, va rămâne singur pe pământ. Dar dacă va muri, va aduce multă roadă. Orice sămânță care este în pământ sau o semene, dacă nu va muri, dacă nu va fi îngropată în pământ, nu va răsări. Dar atunci când este îngropată în pământ, ea va răsări, va înfrunzi și va aduce roată, va mă de fapt. În această dimineață, voi trebuie să fiți o sămânță aruncată. Și știți ce sămânță să fiți voi? Al patrulea pământ din sămânța care a fost aruncată, a fost aruncată pe un pământ bun, care a adus 60, 30, 60 și 100. În această dimineață Dumnezeu vrea ca inima ta să fie o inimă potrivită voii lui Dumnezeu. Și atunci când ai inima potrivită voii lui Dumnezeu, Dumnezeu știe să lucreze. Atunci când ai inima potrivită voii lui Dumnezeu, Dumnezeu știe să lucreze prin ființa ta și mai mult de atât prin tine scapă alte suflete. În această dimineață, dacă ai avut prilejul, oportunitatea să stai înaintea lui Dumnezeu, păstrează-te curat înaintea lui Dumnezeu și fii un om potrivit voii lui Dumnezeu. Ai grijă cu trăirea ta, ai grijă cu purtarea ta, ai grijă cu tot ceea ce ești tu și iubește-ți părinții, respectă-ți frații. Biblia spune, respectă-ți părinții sau respectați părinții ca să aveți viață lungă și fericită pe pământ. În această dimineață Dumnezeu vrea să respectați legile cerești, care este Biblia. În această dimineață Dumnezeu vrea ca să-L căutați pe El. În această dimineață Dumnezeu vrea ca să vă găsiți pe cele legile Lui. În această dimineață Dumnezeu vrea ca să fiți niște lucrători potriviți voi lui Dumnezeu. Și împreună cu Dumnezeu voi să puteți birui. Vreau să vă spun că omul nu poate birui fără Dumnezeu. Voi aveți nevoie de Dumnezeu. Scriptura spune despre Iisus însuși. Spune așa, eu sunt vița, iar voi sunteți mlădițele. Orice mlădiță care este tăiată nu va aduce roadă, pentru că se va usca. Dar orice mlădiță care va rămâne în vie va aduce multă roadă. Pentru că Dumnezeu din cer o va curăți, să aducă și mai multă roadă. Atunci când vrei să faci voia lui Dumnezeu, Dumnezeu e acela care te ajută,
și care îți dă prosperitate în ceea ce faci. În această dimineață ați învățat că în primul și în primul rând, ca să beneficiezi de viața veșnică, ai nevoie să depui efort. Al doilea lucru, e nevoie să faci sacrificiu. Și Dumnezeu când vede că faci aceste lucruri, apoi Dumnezeu a făcut și el efort și sacrificiu. Dumnezeu a vorbit lui Filip și a spus, Filip, fă efort pentru mine. Și apoi Dumnezeu s-a sacrificat prin faptul că Dumnezeu a spus, dacă te vei duce și mă vei asculta, Filip, alte cuvinte, iată că eu îl vei mântui. Și Dumnezeu prin Filip a știut să facă sacrificiu, l-a pusit pe fame și a primit botezul în apă. În această dimineață ne ridicăm în picioare și am vrea cu toți să mergem în această direcție. Doamne Iisus, în această dimineață, dă putere celor care au venit înaintea Ta și care stă înaintea Ta și care vrea să încheie actul botezului și vrem ca toți să-i susținem în rugăciune pentru că știm că diavolul de astăzi împotriva lor. Dar noi care suntem biserică știm, se protejăm din rugăciune. Am vrea ca toți frații să ducem în rugăciune și să spunem, Doamne, te ne biruiți! Amin. Ca toți care sunt în locul acesta să nu se piardă! Asta e scopul lui Dumnezeu, să nu te pierzi în lume! Da. Și Dumnezeu vrea să rămâi până la sfârșit! Da. Și toți care sunteți în locul acesta, să știți lucrul acesta, că în lume sunt probleme. În lume veți avea necazul, zice Domnul. Dar iată, îndrăzniți că ce-o a biruit lumea. În această dimineață să aveți curaj în Iisus. În această dimineață când vă lăudați, sau din această dimineață, voi să vă lăudați numai cu Iisus. Amin. Și voi să știți că singur nu puteți face nimic. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Iisus e sursa puterii originale. Iisus este puterea supremă. Și prin Iisus Hristos veți birui. Atunci când nu puteți, spuneți, Doamne, vină Tu și ajută. Și cel care este adevărat, sfânt și real, El vine. Atunci când nu poți și ispitele sunt mari pentru tine sau pentru voi, atunci când simțiți că vă prăbușiți, chemați-L pe Iisus în casa voastră. Construiți-vă în casă un colț de rai, un colț de cer. Faceți-vă acolo un timp de rugăciune și chemați să vii Iisus în casa voastră. Și spuneți lui Iisus, Doamne, noi nu putem, suntem tineri. Ispitele, problemele ne copleșesc. Sau probabil de multe ori poate că reușește să ne dopoare. Dar Tu, Doamne, care ai spus că Te-ai și voința și înfăptuirea, Tu ai putere din nou să mai lași o aina albă. Tu ai putere din nou să mai lași puterea vasă. Și dacă Tu vezi, Doamne, că vasul s-a mai fisurat și puterea s-a pierdut, pentru că toți suntem la dragostea din Tău, dar vine vremea când vine vânt, vine ploaie, vine furtună. Și ați văzut că când vine furtună peste copaci care aduc roadă sau care au roadă în ei, parcă când trece furtuna, mai rămâne puțin roadă. Dar voi când vedeți că vine furtuna, chemați-i pe Cel care a părăsit cerul și a fost ispitit ca noi. Și El știe de ce suntem făcuți. Nu uitați că suntem țărâni și vă va întări. Nu păstorul și nu biserica. Și Hristos e acel care vă ține picioare. Dar Dumnezeu vrea să veniți la biserică și să ascultați de păstor. Fiți supuși celor care sunt mai mari în funcțiune și în funcție și care dau socoteală pentru voi. Fiți supuși. Și atunci veți putea beneficia de standardele pe care Dumnezeu vi le aplică în viața de zi cu zi în față și așa veți putea ajunge la sursă care este Iisus. Până atunci, vreau să vă spun eu ca om, vreau să fiu foarte sincer cu biserica. Veți avea necazuri, veți avea ispite. De încercări, să știți că nu scăpați. Și să știți că dacă v-ați pocăit și dacă faceți botezul, nimeni nu vă ia în brațe și vă sărută. Dar cel care vă ia în brațe și plânge pentru voi este Iisus Hristos Dumnezeu. Acela care nu vă părăsește este cel care are căpara focului. În această dimineață puneți-vă încrederea în voi, în Dumnezeu și eu care am venit aici din Augsburg împreună cu frații, cu familia Heitz, vreau să vă spun că suntem trimiși de Dumnezeu în locul acesta să vă spunem. Nu un om să vă puneți încrederea. Și Dumnezeu ne-a trimis aici ca să vă spunem, să vă puneți încrederea în Domnul. Amin. Domnul să fie tăria voastră. Amin. Domnul să fie puterea voastră. Amin. Și El, care este real, care este adevărat Amin. Și care este sfânt, nu vă va uita Amin. Și vă va binecuvânta. Domnul Amin. Să vă binecuvânteze, să vă întărească până la sfârșit. Și voi să spuneți, Amin. Amin. Intrăm în rugăciune și ne rugăm pentru ei.